Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care am primit o idee prin SMS la 0744238830 să vorbim despre dinți, despre dantură. Ne e frică sau nu de dentiști? Mergem regulat la controle? De câte ori ne spălăm pe dinți pe zi? Pentru că trebuie să recunoaștem uneori parcă nu mai avem timp și hai, o gumă acolo merge. Nu e chiar așa. Merge, dar nu în totalitate și, bineînțeles, dentiștii nu ne recomandă așa ceva. Vrem să aflăm dacă suceveanul are sau nu grijă de dinții lui, că doar sunt ai lui, nu? Soția mea, în mod special, are grijă de ei. Da, nici eu nu. Da. Păi, normal. Nu vi se pare normal? Absolut. Da, da, dar, na, odată la două zile tot mă sperie cu... Na, da, de două ori pe an. Când e nevoie. Doar când e nevoie. Da, când e nevoie. Periodic, nu. No. Mergeți periodic la dentist? Da. Cam de câte ori pe an? În fiecare zi. O dată merg. O dată. Pentru un control, sigur. Da. Cred că o dată la 3 luni. Nu, cred că asta mai rar. Mai rar. Păi nu prea merg la control așa, prea des. Un periaj sănătos. De calitate, un periaj profesionist la dentist, dacă mergi de două ori pe an și îți faci un periaj profesionist, primești niște sfaturi atunci de la doctorul respectiv. Și... alimentele corespunzătoare cu conținut de calciu, control la medic, periaj zilnic. Am acum, ți arăt dinții, uite, stai așa. Aveți... Aici e Hildeș, da, feriaș, pastă de dinți, eu știu... De evitat pe cât posibil, cum să zic eu, alimentele care pot ataca dinții, de evitat fumatul, care tot afectează dinții, și de păstrat o igienă zilnică, corespunzătoare. Îngrijire, igiena personală, controlul periodic. Bine, trebuie o îngrijire zilnică, chiar seara și dimineața, periaj, așa, și chiar și consult la un medic stomatolog, deci n-ar strica. Ne spălăm pe dinți, de trei ori pe zi cel puțin, și mergem alimentația, da. Da, încerc după fiecare masă, dar ținând cont și de serviciul meu și asta nu reușesc întotdeauna. Când sunt acasă, în general, după masă? De două, dimineața și seara. După fiecare masă? Nu, eu mănânc o dată, de două ori și de trei ori. Păi de două ori, dimineața și seara. Eu mă folosesc pe rețetă de trei ori pe zi. Păi de două ori pe zi, așa. De obicei. Nu, mi-e frică de dureri. Cam da. Freza ce face zgomotul prea mare. Nu? Jamais. Nu, dacă e necesar, nu. Până ajung pe fotoliu, după aceea trece. Da, da, așa e. Da. De ce? Nu știu. Măi, domnule Castor, până găsim frunze de eucalipt sau cine știe, mentă, le găsim oare? Pe vremuri nu exista pasta de dinți, exista sare, nu prea erau nici măcar periuțe, știți, degetul, sare și, bineînțeles, conștiința de alea pe dinți, da? Este foarte important să ne spălăm pe dinți regulat, cel puțin de două ori pe zi, dar cel puțin, ar că am trebuit de la trei în sus, e bine să mergem la dentist periodic. Să ne facem un control, să nu ne temem așa de tare de dentist, că până la urmă nu ne face nimic. E mai rău să ajungem în ultima fază și să spunem, asta este, mă doare. Și până la urmă să ajungi să scoți un dinte, o măsea și așa mai departe, decât să faci un control periodic, așa cum a spus un domn, un periaj profesionist și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri. Igiena noastră e foarte importantă și dinții până la urmă sunt o bucățică din noi, care... ori există, ori nu. La fel, alimentația, lapte,
este foarte important să consumăm brânză și așa mai departe. Lucruri care ne ajută și mai puțin junk food-ul cu care ne învățăm tot mai și tot mai mult. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744238830, accesați și site-ul nostru www.viatansuceava.ro, unde în curând vă vom pregăti și lucruri interesante, concursuri pentru idei foarte bune și așa mai departe. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. La Alsace Mod ai o super ofertă! Canapeaua Terra la doar 630 de lei!